Podul gării din Sibiu s-a închis complet pe 7 august pentru 2 luni. Șoferii sunt rugați să folosească rute alternative. Lucrările sunt complexe și includ decopertarea completă a podului, refacerea straturilor și modernizarea scărilor. Circulația va fi închisă timp de 2 luni, iar în cea de-a 3-a lună lucrările vor continua fără a afecta traficul pe pod. Traficul auto este deviat pe rute alternative, inclusiv pe strada Viitorului și centura ocolitoare a Sibiului. Circulația pe drumul de sub pod spre gară va fi pe o singură bandă, iar zona de sub pod va fi eliberată de mașinile parcate. Trasele tursib care traversau podul gării au rutele deviate și ele. Traficul pietonal peste pod este închis, iar pietonii sunt rugați să folosească pasajul pietonal subteran Lupeni. Participanții la trafic sunt rugați să dea dovadă de înțelegere și să își planifice trasele de deplasare în consecință.